Salmul numărul 66 Cântați în strune numele Lui, ridicați în slăv lauda Lui, rostiți lui Dumnezeu cât de minunate sunt lucrurile tale, pentru puterea ta cea mare, chiar vrășmașii tăi te măgulesc fățarnic. Soare de iubire nu are vrășmași. Toți locuitorii pământului se închină ție și ție scântă, cântă, proslăvind numele tău, Sela. Veniți și vedeți lucrările lui Dumnezeu, și cât de minunat este El în faptele sale către oameni. El a prefăcut marea un uscat și prin râul Iordanului au trecut cu piciorul. Să ne bucurăm, deci, de El. El stăpânește puruia prin puterea lui, iar ochii lui scodez popoarele, răzvrătiții să nu se mai trufească. Sela. Binecuvântați popoare! pe Dumnezeul nostru și rostiți sus și tare lauda Lui, a Lui care ne-a dat viață și n-a răbdat ca picioarele noastre să șovăiască. Cea mai fantastică, cea mai minunată laudă este comportamentul asemănător cu El, să fii slujitorul tuturor, să fii robul tuturor. Apoi, dacă noi gândim că Dumnezeu este vrășmașul nostru, soarele de iubire din față ne este dușman, atunci, prin împărțirea aceasta în bine și rău, drept și nedrept, noi ne vedem separați, ca o ființă separată, iar pe aproape nostru vedem dușmanul nostru, adversarul nostru, concurentul nostru și intrăm în luptă cu el și nu mai putem să iubim. Deci împărțirea aceasta în bine și rău se face prin acuzarea, soarele de iubire din fața noastră, că nu e bine ce face, că este greșit, că a făcut, nu a făcut bine lumea, nu au rânduit-o cum trebuie și că este vrășmaș și este dușmanul nostru, ceea ce nu se poate. Soarele de iubire nu poate să fie dușmanul nostru. Dacă noi înțelegem că soarele de iubire pătrunde totul, nu mai ai cu cine să lupți. Și atunci nu mai este nevoie de ei, de preot, de avocat, de politician, de medic, de psiholog, ca să ne repare. Ei ne repară atâta timp când noi credem că nu suntem în ordine. Și lumea în care suntem noi nu este corect rânduită, așezată, când tot ce face Divinul este perfect în fiecare clipă. Da, într-adevăr, vine cazul, neplăceri din față, rău, dar toate lucrurile acestea se adresează ego din noi. Cât ego avem, atâta răutate vom primi din față, ca să îl distrugă și să ne salveze sufletul și viața. Deci totul este perfect, este drept și divin, așa cum este, și nu poate fi altfel. Dumnezeu din fața noastră nu poate fi acuzat de nimic. Și pe această acuzație se bazează existența lor. Pentru, da, pentru că dacă noi împărțim în bine și rău păcat nepăcat, păcătos nepăcătos, nepăcătos atunci noi absolutizăm virtuți și ne credem aleși și deosebiți și chiar lucrul acesta este diabolizare. Iar când noi ne simțim păcătoși, ceea ce nu se poate, pentru că soarele de iubire din noi este perfect în tot ceea ce face el, ține în funcțiune 100-120 de miliarde de celule și nu poate greși niciodată, atunci ce să ne facă un preot? Ce să vindece la noi? Ce păcat să vindece la soarele de iubire? Că soarele de iubire nu poate să greșească. Da? Ego-ul nostru greșește. Dar ce ne dă Dumnezeu este chiar vindecarea. Necazurile, neplăcerile, durerile, golile, pierderile, de toate felurile, toate sunt chiar vindecarea. Nu sunt de înlăturat. Deci, vindecătorul este un șarlatan nu? Preotul, avocatul, psihologul se bazează pe ideea că lucrurile nu sunt bune în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Întâi ne împart și apoi împăcat și nepăcat, împăcătos și nepăcătos și atunci noi ne credem slabi, ne credem neputincioși și împărțind, credem că este ceva de reparat la soarele de iubire și apelăm la ei. Ce să repară ei? Că soarele de iubire este perfect, este întreg și nu poate să greșească niciodată. Într-adevăr, în lumea lui Dumnezeu vine cazul din față, că El ne dă aceste necazuri pe nivelul nostru de orgoliu. Adică de cât de atașa suntem de lumea aceasta, cât de mult credem că suntem separați. Și ne distruge această credință că suntem separați, ca să ne ducă neutralitate, în iubire. Dar e bine ceea ce se întâmplă. Deci, avocații, preoții, politicienii, psihologii, medici, toți aceștia se bazează pe diviziune. Atâta timp adică, cât ne divizează, noi ne vom simți netremnici și mereu ne, ni se repete că sunt de păcătoși și că avem 44 de păcate. Și atunci ă, ei există. Atâta timp cât tu ești dezechilibrat și se, te simți inferior și nu știi că ești o ființă întreagă de iubire, care nu știe decât să dorească, și real nu te poți ca o ființă de iubire, pentru că te aperi și lupți pentru averea ta, pentru binele propriu, atunci ei există. Ei ții în funcțiune, ei ții acolo. Când a fi suficient să te poți ca o ființă a cerului care doar dăuiește și nu vrea nimic mai mult pentru sine decât are, și atunci nu mai poți să, nu mai având un ego, nu mai are ce să vină din față, nicio neplăcere, niciun necaz, nicio durere. Și atunci ei nu mai există, pentru că dacă ești perfect și ești fericit, așa cum ești, ei nu mai au rostul, pentru că nu mai au ce să repare la tine pentru că în sine nu au ce să repare la soarele de iubire. Soarele de iubire în lumea sensibilă nu poate să genereze ceva mai prețios decât el, adică un salvator, un mântuitor. El în sine, soarele de iubire, iubirea toată, Dumnezeu însuși, este totul și nu poate să existe ceva mai prețios decât el. Și el suntem noi. Așa cum spunea undeva în psalmi, Că Dumnezeu deține totul, tot ceea ce există pe pământ, deasupra pământului, sub pământ, noi în sine sunt în proprietatea Lui. Deci dacă noi suntem El, cu El care conduce corpul nostru, atunci nici mintea noastră nu este a noastră, nici acțiunile noastre, nici mișcările noastre nu sunt a noastră, nici gândul nostru, nici răul care ne vine din față, totul este numai El și nu există ceva în lumea perfectă a lui Dumnezeu care să nu fie El. Pentru că tot ceea ce are margine și este ținut la oaltă, este o forță acolo care îl ține la oaltă, supranaturală. Deci peste tot este Dumnezeu. Dacă peste tot este El, ar fi suficient să înțelegem că El vine din față în toate formele posibile, ia toate rolurile și măștile și vine spre noi, Corector, distrugând orgolul și ego nostru ca să ne ducă în starea de neutralitate în care să vedem peste tot. În momentul în care îl vedem pe Dumnezeu peste tot, în toate pozițiile, atunci dispare sentimentul de uh, lipsă, sentimentul că suntem păcătoși, că suntem în neînregulă, că ceva nu este bine cu noi. Pentru că în momentul în care noi zicem că ceva nu este bine în afară, zicem că nu este bine cu noi, că exteriorul este Dumnezeu. Când zicem că nu este bine ceva în afară, zicem de Dumnezeu că nu face lucrurile cum trebuie. Și asta înseamnă că noi în sine, ceea ce a făcut corpul nostru, cel care a făcut corpul nostru nu este bine ceea ce a făcut. Și este o acuzație fără bun simț, impertinentă, adesea creatorul Universului. Deci, exact cum spuneam, misionarul care a fost în jungla din Amazon, la tribul acela care era fericit, ei fiind fericiți, adică ei fiind în iubire, nu știau decât să se ajute între ei, nu uh, luptau pentru interesul propriu, se comportau ca o ființă cerească, deci ei erau mult superior civilizației noastre. Și fiind fericiți, nu avea ce să ce să repare la ei, la soarele de iubire care erau ei, nu ce să repare. Deci ei nu a nu a putut converti. Din contră, s-a schimbat el pe sine și a renunțat la religie, la religia creștină. Pentru că și-a dat seama că acel popor era mult superior civilizației noastre moderne, care se bazează pe diviziune și creează suferință continuă. Deci, dacă noi nu, nu vedem lucrurile, nu împărțim în bine și rău, noi nu putem să vedem în termeni de păcat, nepăcat. În termeni de păcătos și nepăcătos, nu putem să vedem în modul acesta. Totul este egal, totul este bine, așa cum este și perfect, pentru că vine de la Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Și când avem această înțelegere, nimic rău nu mă poate să vină spre noi, pentru că nu mai avem ego de apărat. Și ei nu mai există. Ei vor exista, preoții, avocații, politicienii, există atâta timp cât zici că soarele de iubire nu știe ce face și nu face lucrurile bine. În condițiile în care, în lumea sensibilă, soarele de iubire este întreg, nu are lipsuri, este puterea absolută a Universului care ține acest Univers în mână și nu poate să aibă în lumea sensibilă sau să genereze o ființă mai superioară decât el, pentru că nu există așa ceva. Deci nu poate să existe un salvator sau un mântuitor. Nu poate să-l genereze. Din cauza asta, în Vechiul Testament, Dumnezeu spune că toți sunteți sfinți, toți sunteți fiii mei. Deci nu poate exista să fie unul mai sfânt decât altul. Nu poate să existe așa ceva. Pentru că în momentul în care pui pe un om mai prost decât ceilalți oameni, atunci generezi șindare, generezi diviziune, divide timpul. Da? Să mergem mai departe. Că și tu, Dumnezeule, ne-ai pus la încercare, ne-ai lămurit cum se lămurește argintul. Tu ne-ai făcut să cădem în cursă. Poveri ai pus în spinarea noastră. Îngăduit ai celor de alt neam să calce în picioarele cailor, capetele noastre. Aruncați, am fost în foc și în apă, dar tu ne-ai scos spre mulțimea bucuriei noastre. Aici spune bine, deci el a îngăduit, celor de al neam, să-i calce în picioare, da Aru să-i arunce în foc și tot el i-a scos din mulțimea spre mulțimea bucuriilor lor. Adică i-a salvat. Deci El este în toate. El este cauza tuturor lucrurilor. Dacă El este cauza tuturor lucrurilor, toate științele care le-am făcut noi și au pus cauzele în afară, cad. Pentru că întotdeauna există o unică cauză mai presus decât toate, care este Dumnezeu. Principiul, principiul fundamental al vieții, ordonator al vieții. Pentru aceasta intra voi în casa ta cu ardă de tot și făgăduințele mele le voi împlini. Făgăduințele pe care le-au grăit buzele mele și l a jurat gura mea pe când eram în răstește. Păi singura problemă pe care trebuie noi să o rezolvăm este să ne dezidentificăm de eu. Când am pierdut eu, atunci am devenit una cu Dumnezeu. Dar nu ne convine pentru că ființa divină din noi nu știe decât să dăruiască și să poartă ca o proastă. Este sluga tuturor și noi nu vrem să fim robul tuturor. Aici este problema. Pentru că nu vrem să fim, să facem ceea ce Dumnezeu face ținându-ne în viață. El se sacrifică pe sine tot timpul, tot efortul și toată energia lui o ține, ne-o dă ca să ne țină în viață. El împreună cu celulele noastre și cu organele noastre este cel care uh, face totul ca să supraviețuim. Dar noi nu vrem să facem ceea ce face El. Și nu vrem să știm că El este peste tot. Pentru că dacă înțelege că El este peste tot, dispare lupta, dispare apărarea, dispare avocații, preoții, politicienii, medicii, suferința dispare, pentru că nu mai există un eu care să sufere. Atât trebuie să facem. Tot timpul să facem o jefă de sine continuă, să dăruim ceea ce ne prisosește, să ne înfrânăm, să restrângem, să facem voia celuilalt și nu voia noastră, să ne lăsăm folosiți, să fim robii tuturor, să dăm dreptate la toată lumea și să fim de acord cu toată lumea. Când facem aceste lucruri, ego-ul scade și fără ego nu mai poate să existe nefericire, boală, necazuri, durere, pierdere. Da? Atâta timp cât ei ne vor diviza, ne vor simți o ființă diferită și vom fi, inter vom fi interesați să luptăm mai pentru cu binele propriu. Deci când ne divizează, ea naștere egoul, el se întărește, el creează lumea exterioară cu avantajele ei, ne atașăm de exterior, după care punește suferința ca să ne desprindă legea lui Le Chatelier și alte legi din fizică și matematică și chimie, care acționează imediat și ne desprinde de materie ca să putem să supraviețim. Și cele două porunci din Vechiul Testament. Să nu faci chip și idol, să mă iubești din toată inima ta, din tot sufletul tău. Adică nimic din aceasta să nu pui pe primul plan. Asta înseamnă să nu te preocupi de tine, să faci totul pentru ceilalți și pe tine să te uiți. Așa cum spunea Rumi, vă totul pentru ceilalți, pe tine te lasă. Da. Veniți și ascultați voi toți cei ce vă temeți de Dumnezeu să vă povestesc toate cât a făcut El pentru mine. Strigat am către El cu gura mea și l-am preamărit cu limba mea. Dacă aș fi avut gânduri viclene în inima mea, Domnul nu m-ar fi ascultat. Dar Dumnezeu m-a ascultat și a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu a respins rugăciunea mea, ci m-a miluit cu mila sa. Deci nu este nevoie să-L pui la distanță pe Dumnezeu, că dacă îl pui la distanță nu te miști, nu faci nimic. Este suficient adevărata rugăciune sau singura atitudine prin care noi putem să-L cunoaștem și să simțim pe Dumnezeu imediat, fără niciun fel de mediator, este să fii supus tuturor, să faci ascultare, să dai întâietate oamenilor, să îi pui pe pe un plan și să te restrângi în toate. Deci atitudinea pe care o ai față de plăcere și conflict tablește viața și moartea și poziția pe care o vom avea în lumea de dincolo. Mulțumită pentru binecuvântări duhovnice și tupește. Milostiv fi nouă Dumnezeule și ne binecuvântează, lumineze fața ta peste noi. Sela ca să se cunoască pe pământ purtarea ta de grijă, întru toate popoarele mântuirea ta. Să te laude pe tine amurile Dumnezeule, să te laude pe tine toate limbile, să se în noroadele și să tresalte de bucurie că și tu judeci semințiile cu dreptate și și popoarele pe pământ. Deci, lauda cea mai mare pe care o putem aduce lui Dumnezeu este doar supunerea supunerea în fața lui pentru că oamenii din fața ta sunt chiar divinul. Și când ești robul tuturor, atunci te supui lui Dumnezeu și faci aceeași lucrare pe care o face el nouă și prin supunere îl cunoști. De ce? Pentru că pierzi ego -ul. Când te lași pe tine, egoul se pierde și atunci înaintează Dumnezeu și îl simți în ființa ta cu toată dorirea. Este, a, este a, acel sacrificiu de sine pentru ceilalți. Acela este Dumnezeu. Dar cine îl vrea, vrea? Că nu-l vrea nimeni. Da. 68. Cântare de biroință în cinstea proniei Dumnezești. Să se scoale Dumnezeu, să se risipească vrășmașii lui și să fugă dinaintea lui cel ce lucrează pe el. Păi, în momentul în care îi spui soare de iubire că este vrășmaș, aceea este ura. Ce este manifestarea urii, față de Dumnezeu. Faptul că îl acuz că este vrășmaș. Când Dumnezeu vine și ca un vrășmaș, vine și ca un dușman, vine și ca, un și ca o nedreptate spre tine. Vine ca și un rău, ca să poate să distrugă orgolul și ego. -ul. Cel care îți zice că din față Dumnezeu vine sub forma unui rău, acela este un om rău. Acela este un diavol. Pentru că numai diavolul acuză. Acuză la persoană. Ca fumul să se împrăște, precum se topește ceara de fața focului, așa să piardă din fața lui Dumnezeu, ce fără de lege. Adică nu se poate accepta aici și nu se acceptă. Și este me mecanismul fundamental prin care omul este dus în înșelare, pentru că se împarte în drept nedrept, păcat și nepăcat, păcătos și nepăcătos, virtuos și nevârtos, cel fără de lege. Deci soarele de iubire este numit în momentul când vine spre noi ca să ne distrugă absolutizarea unui virtuți, îi se spune că face o lucrare fără de lege. Când de fapt este Dumnezeu, este chiar vindecarea. Îi se spune vindecării divine că nu face lucrurile bine cum face se spune lui Dumnezeu că nu e în ordine ce face el, că vine sub forma unei nedreptăți care distruge o absolutizare. Păi cum să nu fie în ordine? Este chiar vindecarea. Distrugerea absolutizărilor, a virtuților, a idealurilor, moralei, principiilor și regulilor sunt cele mai înalte metode divine de mântuire în care sufletul nostru este curățat, dar diavolul din noi este distrus. Bine ne face. Iar drepții să se veselească, să trăsească înaintea lui Dumnezeu și să se bucure cu bucurie mare. Deci drept nedrept. Desparte și aduce ura. Pentru că omul nu mai poate să-l tolereze și să-l iubească pe cel care vine sub formă unei îndreptăți și luptă cu el. Aici este, se cultivă ura, ura pe aproapele nostru, ura pe Dumnezeu. Să ne gândim, spre exemplu, dacă toată scena aceasta s-ar întâmpla în corpul nostru. Și s-ar spune că, uite-te, vine ficatul și este dușmanul rinichiului sau a inimii. Pentru că uite ce face. Sau celulele nu știu care vin împotriva celulelor care nu știu decât să iubească și sunt dușmanele lor. În organismul nostru nu se poate spune așa ceva, pentru că dacă se întâmplă așa ceva, atunci noi murim. Da? Pentru că suntem un organism neviabil. Deci sufletul pleacă în asemenea corp. Cântați Domnului, preamăriți numele Lui, gătiți ca la celui ce vine în car, prin pustie, Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. Și cea mai mare bucurie este să te porți ca El, ca și El, nu să fiți robul tuturor. Părintele fanilor și apărătorul văduvului este Dumnezeu în Sfântul Său locaș. Dumnezeu aduce acasă pe cei răzlețiți, scoate pe robiți la fericit liman, dar cei ce se ridică împotriva lui locui vor un ținut ars de soare. Da? Cine să se ridice împotriva lui? Cel care îl învinovățește, se ridică. Cel care spune că nu face bine lucrurile cum trebuie. Și că este răjmașul nostru și dușmanul nostru. Acela, de fapt, se împotrivește lui Dumnezeu. Acela este diavolul. Deci, diavolul îl învinovățește pe Dumnezeu că el greșește și nu face lucrurile cum trebuie. Acesta este diavolul. Când zice că este nedrept ce se întâmplă, numai diavolul zice că este nedrept. Nu acceptă răul care vine din față. Asta este lucrul fundamental prin care noi ne diabolizăm. Nu acceptăm răul, acceptăm pe un Dumnezeu care ne face numai bine, dar nu acceptăm un Dumnezeu care ne distruge diavolul din noi. Și diavolul din noi se răzvrătește atunci când numai diavolul se luptă și se apără și el cere socoteală, el se plânge, el se roagă. Numai diavolul se roagă. Sufletul nu se roagă, el doar iubește. Doar se lasă folosit și nu vede niciun rău în lume pentru că el fiind întreg, fiind iubirea toată, fiind și în cel din fața noastră, fiind peste tot, el vede totul egal. Nu vede nimic mai sus decât altceva, nimic mai bun, nimic mai rău. Dumnezeu aduce acasă pe cei răsrălețiți, scoate pe robiți la fericit liman, dar cei ce se ridică împotriva lui locui un ținut ars de soare. Adică aici blestem. O Dumnezeule, când tu ai în fruntea poporului tău, când tu înaintai prin deșert. Pământul se cutremura, chiar și cerurile se scuturau de rouă înaintea ta, Dumnezeule, ca și acest sinai în fața lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ploi îmbelșugate datai, Dumnezeule, și moștenirea ta cei istovită ai întărit-o. Sărășuit ai întărit turma ta în țara pe care, prin bunătatea ta, Dumnezeule, ai pregătit-o pentru cei săraci. Domnul a răstit tare cuvânt de biruință și vestitoarele biruinței erau în ceată mare. Ce să biruiești împotriva soarelui de iubire? Nu există nicio biruință, nu există nicio luptă. Dacă nu-i ne-am ca o ființă a cerului, care nu știe decât să-i servească pe toți, să slujească la toată lumea, nu ar exista opozant, pentru că asta înseamnă iubire, să fii robul tuturor. Și atunci toți oamenii au nevoie de tine și te vor folosi nu poate să există, să-ți vină ceva din față ca să te distrugă, pentru că tu doar te lași pe tine. Fără eu, nu există opoziție. Regii oștirilor dau înapoi și fug, iar stăpâna casei împarte prada. O, de-ați rămânea tihniți lângă vetrele voastre, dar și aripile porumbiței sunt îmbrăcate cu argint și penele ei cu aur strălucitor. Când cel atât puternic împrăștia pe regi, muntele Salmonului era alb ca zăpada. Muntele lui Dumnezeu, muntele Basanului, muntele cu piscuri multe, muntele Basanului. De ce vă uitați cu ciudă? Voi munți cu vârfuri multe, la muntele pe care Dumnezeu și l-a ales ca locaș al său. Cu adevărat, Domnul va locui acolo în veac de veac. Carele de război ale lui Dumnezeu sunt zeci de mii și mii de mii. Domnul vine din Sinai în templul său. Suitu-te-ai în înălțime, adus-ai din robie, luat-ai daruri de la oameni. Chiar și cei răzvrătiți îngăduiți au fost să locuiască lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în fiecare zi, El care poartă povara noastră, El este Dumnezeu, întuitorul nostru. Dumnezeu e pentru noi un Dumnezeu al mântuirii că cel Domnul, cel atotputernic, puternic, ne scapă de moarte, ci Dumnezeu zdrobește capul vrășmașilor săi, asta celor ce umblă în păcate. Domnul a zis, din Basan voi aduce înapoi pe credincioșii mei, îi voi scoate din adâncurile mării, așa încât să scalze în sânge piciorul tău, iar limba câinilor tăi să aibă parte de dușmanii tăi. Ce blesteme aici, deci Dumnezeu, ce vine din față, sunt dușmani. Deci soarele de iubire e dușmanul nostru. Văzut am Dumnezeule. Asta este principiul prin care se introduce rău în lume și se diabolizează omul. Prin acuzarea lui Dumnezeu. Prin învinirea lui că nu face lucrurile cum trebuie. Văzut am Dumnezeule, aleaiul tău, aleaiul Dumnezeului meu, împăratului meu, în sfântul tău locaș, în frunte cântăreții, apoi purtătorii de laute și de harfe, iar la mijloc fecioarele bătând din daira. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul, voi cei din obârșia lui Israel. Iată pe Veniamin, cel mai tânăr și care merge în frunte, apoi căpeteniile lui Iuda, în veșmintele lor de porfire, căpeteniile lui Zebulon și ale lui Na Neftali. Vădește Dumnezeule puterea ta Dumnezeule, lucrul tău pentru noi întărește-l. Nu se poate spune nimic lui Dumnezeu. El întotdeauna face ce vrea. Nu se poate. Singurul lucru pe care îl putem este să fim asemănători cu El, să fim robii tuturor, atunci îl vom cunoaște, atunci îl vom simți, atunci nu să avem ego și fără ego nimic rău nu poate să vină din față, că nu are ce să scadă la noi. Este singura libertate pe care avem să fim asemănători cu El. Din sfântul tău locaș, cel din Ierusalim, regii îți vor aduce ție darul. Ceartă fiara care locuiește în trestii, cirada taurilor și viței popoarelor, ca să se smerească aducând grele daruri de argint. Risipește namurile cele iubitoare de războaie. Veni vor căpetenii din Egipt. Etiopia va alerga la Dumnezeu cu mâinile întinse. Voi împărați ai pământului, Căutați lui Dumnezeu, prea măriți pe Domnul în strune și în organe. Pe Domnul care trece în carul său prin cele mai de sus și din veac ceruri ale sale. Iată el slobade în tunetul său, glasul său înăprastic. Dați slavă lui Dumnezeu, măreția lui stăpânește peste Israel și puterea lui, norii oh, nori cerului. Am povestit în cartea. Shangri-La, o experiență pe care am avut-o cu mișcarea lentă și acolo, o lună de zile, am făcut o mișcare lentă și am dialogat cu Dumnezeu în orbă, adică fără răspuns în partea lui. După o lună de zile, aveam o întrebare pe care, pe care vreau să-i adresez. Ce trebuie să fac tu, ființă, să mă las pe mine tot timpul? Și mi-a zis, da, tot timpul de singura lucrare care se poate face este lăsarea de sine. Tot timpul să fii robul tuturor, slujitorul bun al tuturor. Și când faci lucrul acesta, ești una cu Dumnezeu, pierzeul, și atunci vine fericirea, vine miracolul, peste noi vine sănătatea, pentru noi și copiii noștri. Este singura posibilitate prin care noi, în universul nostru, putem să schimbăm viața noastră. Noi nu avem treabă cu celălalt universul. În universul nostru nu există dușmani, nu există stăpâna ai lumii. În universul nostru există întotdeauna ceea ce suntem noi. Și dacă în noi este numai iubire, exteriorul nu poate să fie decât iubire. Este singura posibilitate prin care noi putem să schimbăm viața. Nu se poate acționa direct asupra exteriorului. Întotdeauna este legea asta se acționează numai asupra interiorului nostru și schimbarea interioară va determina în afară o schimbare asemănătoare. Da, slavă lui Dumnezeu, mărăția lui stăpânește peste Israel și puterea lui norii cerului. Minunate arăți Dumnezeule din templul tău cel sfânt, Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu care dă poporului putere și virtute. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Da, și mai mare bine este să te poți ca și el. Pentru că dacă te porți ca și el, atunci nu mai poți să împarți în bine și rău, nu mai poți să-l vezi pe aproape tău un adversar, nu știi ce să faci ca să-i faci lui mai bine, să fie mai fericit și fericirea lui va fi fericirea ta. Vei da întotdeauna întâietate celuilalt, tot efortul îl vei face, îl vei face pentru binele celuilalt și când faci lucrul acesta, ție îți faci cel mai mare bine. Pentru că te unești cu Dumnezeu și îl vei simți cu toată ființa ta. Noi trăim fără Dumnezeu în momentul în care ne preocupăm numai de binele individual. Oamenii aceștia, majoritatea care locuiesc pe pământ, sunt fără Dumnezeu pentru că se preocupă numai de binele propriu. Deci singura soluție ca să poți să-L simți, să-L trăiești pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu și să fii în acord cu El, și cu forța infinită a naturii, a iubirii, este să te porți așa cum se poartă el, să fii sluga tuturor, robul tuturor, să faci întotdeauna ce vrea celălalt, ce vrei tu, să dai oamenilor întâietate, să te lași folosit, exploatat, dus purtat și condus, să dai dreptate la toată lumea, să faci întotdeauna ce zic ei și să fii de acord cu toți întotdeauna. Când faci aceste lucruri, tu nu mai ai ego, eu, apărare și luptă. Și dacă nu mai ai eu, nimic de apărat, atunci ești una cu Dumnezeu. În orice acțiune simplă, prin care tu te lași pe tine și te uiți, tu te unești cu Creatorul Universului și atunci nu mai există decât El. Și nu mai poți să-l pui la distanță, nu mai există rugăciune atunci, că nu te mai poți ruga la tine. Deci omul se roagă atâta timp cât se crede separat. Atâta timp când nu-i slujește pe ceilalți, el se va vedea separat. Atâta timp când nu va fi robul tuturor, va crede că este o ființă diferită de cea din fața lui. Dar în momentul în care el îi slujește pe toți la fel și este robul tuturor, se unește cu Dumnezeu și dispare rugăciunea, îl vede pe Dumnezeu peste tot nu se mai poate, nu mai poate fi diferit de el, rămâne numai bunătatea, blândețea, îngăduința, înțelegerea, dragostea, care le cuprinde pe toate, le îngăduie pe toate și dispar în același timp toți care se bazează pe divizare, adică dispare preotul, biserica, avocatul, politicianul, doctorul, psihologul toți aceștia dispar și științele dispar, că nu mai este nevoie de ele. Este suficient doar să iubești, să fii sluga tuturor, după care Dumnezeu va face viața frumoasă, cum crede El de cuvință. Și nu mai ai niciun fel de grijă. Deci nouă ne lipsește această slujire egală la toți. Deci această întâietate pe care să o dăm aproape nostru. Asta ne lipsește nou. Exact ceea ce fiecare din celulele noastre face sau fiecare organ al nostru face. Ne lipsește slujirea. Adică să facem totul pentru celălalt și mai nimic pentru noi. Exact ce se întâmplă în organismul nostru. Noi existăm și supraviețuim datorită acestui efort, acestei legi a iubirii pusă în noi, prin care peste 100 de miliarde de celule se doresc cu totul întregului pe care nu-l văd. Și fac totul pentru întreg. Fac totul pentru celelalte celule și nu păstrață de, pentru ele decât sub 20%. Asta este legea vieții Și la fel fiecare din organele noastre. Nu știu ce să facă ca celorlalte să le fie mai bine. Se sacrifică pe sine, pun binele celorlalte pe primul lau pe primul loc și nici nu s-ar putea altfel. Pentru că dacă ar fi egoiste, ar fi revoluție în organismul nostru, s-ar lupta unele cu alte și a murit de mult. Atunci, dacă noi acceptăm această armonie din interiorul nostru, de ce nu o acceptăm și în afară? De ce îl acuzăm pe Dumnezeu, pe soarele de iubire din față, că nu știe ce face? Dar, într-adevăr, vine sub forma nedreptății, a durerii, a păcătosului, a mincinosului, a trădătorului, tocmai pentru faptul că noi am absolutizat lipsa minciunii, lipsa trădării, dreptatea, liniștea, toate lucrurile pe care le-am absolutizat vor crea inversul și culmea le dăm și puterea și victoria. Deci întotdeauna noi vom fi zdrobiți. Atâta timp cât, cât absolutizăm virtuți, vom fi zdrobiți și stăpâni la lume știu lucrul acesta. Din cauza asta, când mergi la întreptare spovedanie și ți se dă canon să respecti nu știu ce virtuți, tu vei de fapt vei crea inversul, îl vei întări împotriva ta și să-i face o viață nenorocită pentru că trebuie după aceea soarele de iubire să vină împotriva ta, legea fundamentală a iubirii prin legea lui Le care echilibrează toate vârfurile, tot ce este Trebuie să vină să te ducă în neutralitate, în zero, acolo unde este Dumnezeu. Experiențele din viața noastră sunt milioane, nu contează. Singurul rost al fiecărei experiențe este să te ducă în neutralitate, în locul unde toate sunt egale, unde nu există ceva mai presus decât altceva sau ceva mai rău decât altceva. Totul este egal. Totul este bine în fiecare clipă. Răul este un mare bine. Când vom înțelege că răul este un mare bine, atunci vom fi liberi de diavol, de satana, de împărțirea în bine și rău. Satana e împărțirea în bine și rău. Deci cel care te împarte, te divizează în păcat, nepăcat, drept și nedrept, cine crezi tu că este? Și unde te duci tu? Și pe cine aperi tu și pentru cine lupți tu? Faptul că te superi când se spun niște adevăruri, înseamnă că ceea ce aper nu este adevărat. Faptul că te revolți, te înfurii, te mânii, reacționezi, Dovește faptul că ceea ce aperi nu este adevărat. Pentru că dacă era adevărat și erai în iubire, acceptai totul fără să te împotrivești. Rugă... 69. Rugăciune pentru mântuirea din prigoană. Mântuiește-mă, Dumnezeule, căci apele mi-ajung până la gât, mă scufund în mâla dâng și n-am unde să-mi proptez piciorul. Mă duc în vâltoarea apelor și șuvoaiele trec peste capul meu. Sunt istovit de gâtlejul meu aprins e ca de foc, ochii mei se, se sting așteptând ajutor de la Dumnezeu. Cei ce mă uresc fără cuvânt sunt mai mulți decât părul capului meu, Mulțime mare sunt ce, ce vor să mă piardă, dușmanii mei din pricini mincinoase, când n-au hrăpit, atunci a trebuit să dau înapoi. Deci îl acuză pe Dumnezeu care vine din față, ăsta este principiul de diabolizare, este suficient să acuz soarele de iubire, că este mincinos, că este dușman, da? Și când spui lucrul acesta, te condamni la suferință, pentru că atunci, imediat, forțele cerului te să vină să te zdrobească, zdrobească ego-ul acesta care crede că ceva este imperfect în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Atâta se întâmplă. Se distruge o credință, un eu, care crede că ceva nu este bine în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Desprinderea de acest eu este adevărata liberarea și fericirea în viață. Atâta timp cât credem că Dumnezeu face lucrurile greșite, vom suferi și vom chema din față forțele cerului să ne distrugă și ne vor distruge cu siguranță, pentru că întotdeauna când ne absolutizăm virtuți, dăm, creăm dușmanul și dăm puterea și victoria. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și păcatele mele nu sunt ascunse. Deci am păcuțit în păcat, ne păcat. Să nu se rușineze din pricina mea cei ce nădăjduiesc pentru tine, Doamne Dumnezeule Savaot, să nu dea de o cară din pricina mea o Dumnezeule al lui Israel, cei ce te caută pe tine. Deci, decât să se roage, omul ar trebui doar să se supună tuturor, pierde ego și atunci nu mai are cine să se roage. Deci, omul se roagă cu diavolul din el, cu ego -ul. Sufletul nu se roagă, el este întreg, nu are lipsuri. Nu ai ce să adaugi la el, nu ai ce să scoți din el. Nu ai ce să repari, nu ai ce să vindeci la suflet. El este iubirea toată. Este, este o brăznicie să îl acuz pe Dumnezeu că nu face lucrurile cum trebuie. Este o înjosire a divină. Este o rușine pentru omenire că ei cred în aceste minciuni care ne sunt tot timpul repetate, special ca să ne să luptăm unii cu alții. Și reușesc și au reușit. Îi împart pe oameni credincioși și necredincioși, păcași, păcătoși și nepăcătoși, drepți și nedrepți, vrăjmași și nevrăjmași, dușmani și nedușmani. Da? Și atunci noi nu mai putem să iubim. Când absolutizăm virtuți, nu mai putem să iubim pe cel care ne distruge virtuțele și mai mult absolutizăm virtuți, chemăm Întotdeauna inversul Virtuților respective ca să fie Distruse și vor fi distruse Cu necesitate Aici este nebunia Cum să absolutizezi tu virtuți Ca după acel să suferi Deci este, este mecanismul prin care Noi îl înfruntăm Pe Dumnezeu și cine îl înfruntă pe Dumnezeu Diavolul Acesta este mecanismul de diabolizare Diavolul pune virtuți pe primul plan, pune reguli, morală, principii și idealul pe primul plan și numai diavolul face lucrul acesta. Sufletul nu pune nicio virtute pe primul plan, el te acceptă așa cum ești, acceptă plus și minus, păcat ne păcat, pentru că el știe că Dumnezeu este și în rău și în bine, în mod egal. Dumnezeu nu este mai mult într-o parte decât în alta el pătrunde totul în mod egal. Soarele de iubire este egal în tot ceea ce există. Într-o furnică este egal ca într-un munte. Noi nu putem să ne închipuim lucrul acesta. Credem că, luându-ne după mărime, zicem că Dumnezeu este mai mult în munte decât în furnică. Nu e adevărat. Este egal și în munte ca și în furnică. Adică în sensul că este întreg. În furnică este Dumnezeu acela întreg, este soarele de iubire întreg, dincolo de, flu, de, flu de gânduri, de prag, același soare de iubire de totul și nu poate fi scus din creația lui. Da? Și nu poate să fie făcut netremnic, păcătos, dușman și adversar. Și nu te poți ruga la el atâta timp cât te comporți ca el. Cât te porți ca o ființă cerească care doar iubește și e sluga tuturor, dacă e sluga tuturor, la cine să te rogi? Că faci ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu este sluga noastră, robul nostru, când ești robul tuturor, ești una cu El, și El la El însuși nu se poate ruga. Pentru că asta este iubirea. Iubirea este jerfă de sine desăvârșită până la capăt. Că și pentru tine Sufărba jocură și o cară acoperă, o cară acoperă, să acopere fața mea cine suferă dar Întotdeauna mai diavolul suferă bajocor. Sufletul nu suferă nicio bajocor. Nu are nimic de pierdut. El doar îi pe toți cu bucurie. Nu are ce să piardă. Este întreg, nu are lipsuri, n-ai ce să-i scoți, n-ai ce să adaugi, n-ai ce să vindești la el, n-ai ce să repare la el. Nu poți să-l acuzi pe soare de iubire că este păcătos. Nu poți să îl obiți să facă canoane, pentru că nu există nici o virtute mai mare decât iubirea, decât supunerea. El este supusul tuturor, el este sclavul tuturor și nu are nevoie de nimic mai mult decât să dorească iubire. Și asta face. Străin sunt pentru frații mei și ca un necunoscut pentru feciorii maicii mele, căci râvna casei tale m-a mâncat și ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut asupra mea. Când am plâns și am postit, atunci mi-am găsit o cară. Când am pus pe mine sac de pocăință, am ajuns pentru ei de poveste. Sunt de râsul celor ce stau la poarta cetății și bețivii îmi scornesc cântece de o cară. E și ce dacă? Sufletul acceptă și cântecele de o cară, nu se simte jignit de nimeni, sufletul doar este și la ceea ce este, nu poți să-i adaugi nimic și nu poți să-i scoți nimic. Nu poți să vindeți ceva la cel ce este, așa cum este, la suflet. Dar eu mă rog ție, Doamne, la vremea prielnică, după mare mila ta, auzi-mă, Dumnezeule, într-o credincioșie a mântuirii tale. Scoate-mă din noroi ca să nu mă scufund și scăpat să fiu de cei care mă uresc și din vâltoarea apelor ca să nu mă covrășească puhoiul apelor și să nu mă înghită adâncul și abisul, să nu-și deschidă gura peste mine. Auzi-mă, auzi, -mă, auzi -mă, Doamne, că și prea bună este mila ta, după mulțimea îndurărilor tale, întoarce-te spre mine. Și nu ascunde fața ta de robul tău, căci la grac cum până mă aflu, grăbește-te și auzim. -mă. Deci lucrul acesta există, aceste rugăciuni, atât de câte adică te separat. Dacă nu te mai vezi separat și ești una cu slujirea, care este El, cu supunerea și cu ascultarea și cu robia care este El, cu slujitorul care este El, fiind una cu slujitorul care este El, atunci nu te mai poți ruga la tine că ce să rogi la tine pentru că a fi slujitor și rob este ultim nivel. Ce să rogi? Să fii rob? Că tu ești deja rob. Dacă ești robul tuturor, ai atins ultimul nivel și nu te poți ruga la tine, pentru că nu mai are ce să adauge nimeni la tine. Când te porți ca și Dumnezeu, fiind robul tuturor, nu mai ai ce să adaugi la tine, nu ai lipsă. Ești robul tuturor, conții toată iubirea, exprimi toată iubirea Universului. Universul se sacrifică pe sine, total. Fiecare element al naturii se oferă pe sine. Aerul se oferă. Apa se oferă, pământul se oferă, soarele se oferă pe sine, totul se oferă pe sine pentru tine ca să trăiești. Deci tot ceea ce este oamenii se oferă pe sine, se jertfez pentru tine, se sacrifică pentru tine, îți facă ego tău și, și uh, orgolului din tine și diavolului din tine, îi fac tot răul posibil ca să salveze ție viața și sufletul și copilor tăi în vecii vecilor. Deci totul se jefește pentru tine. Totul nu știi ce să facă ca să fie ție mai bine. Fii aproape de sfântul meu și îl mântuiește în pofida vrășmașilor mei, slobozește-mă. Tu știi o cara mea și rușina mea și bajocura mea. În fața ta stau toți asupritorii mei, adică soarele de iubire a supritorului. O cara a zdrobit inima mea și sunt bonav de mate. Păi ai avut orgoliu dacă te simți zdrobit. O cara te înalță, nu te zdrobește. Ce rușine! Ce lucru de nimic sunt spuse aici. Și omul este întărâtat să vadă în aproapele lui un dușman. Pentru că în momentul în care acuză soarele de iubire din fața lui, pe omul din fața lui și îl face vrășmaș și dușman, atunci el nu mai poate să iubească pe Dumnezeu. Deci este un text care te înveninează, te otrăvește. Nu mai blesteme sunt la adresa soarelui de iubire. Ce îndrăzneală! O care a zdrobit inima mea și sunt bolnav de moarte. n am milă, dar în zadar și mângâietori, dar n-am găsit. Din pus au fiere în mâncarea mea și ca să mă stâmp seta, m-au adăpat cu oțet. Da? Pentru că ai fost rău, pentru că ai văzut mai rău peste tot și din cauza asta din față ți-a venit mai rău. A venit ceea ce ești tu, după, după cum ești tu După plată și răsplată Facă-se masa lor Înaintea lor o cursă Și tigna lor un laț Deci îl acuză Pe Dumnezeu Că dacă el vine sub forma Ocarei Vai Doamne, mi-ai mi zdrobit Diavolul Da? Când mai diavolul zice că din față vin lucruri Rele și nu vede că răul acela este Dumnezeu. Este din iubire dat ca să distrugă diavolul din noi. Cel care țipă și se plânge întotdeauna este diavolul. Sufletul nu se plânge de nimic, nu vede nicio care, niciunde. Este doar supus și ascultător și fiind supus, neavând ego, niciun rău și nicio care nu poate să vină spre el. Și nimeni nu are ce să-ți zdrobească inim. Pentru că nu are ego, nu are apărare. El nu face nimic pentru sine. n are voie popie, nu face nimic pentru el, nu știe decât să dorească. Facă-se masa lor înaintea lor, o cursă și tignă lor un laț. Adică dorește soarele de iubire numai rău. Întunece-se ochii lor să nu mai vază și coapsele lor necontenit să tremure. Extraordinar. Deci blesteme, blesteme sufletul de iubire. Sufletul care este numai iubire. Soarele de iubire. Îl blestemă. incredibil. Și dacă omul citește psalmul în mod repetat, îl dă seama ce se înveninează de ură. Că el are impresia că omul din fața lui este este dușmanul lui, trebuie să lupte cu el și atunci cere ajutor la preoți, la avocați, la politicieni, ca să ce. Deci atâta timp când vedem soarele de iubire defect, vom suferi. Pentru că trebuie să ne aducă în iubire, pentru că agresivitatea asta va aduce atașament și va crește orgoliul nostru și va trebui să fim scăzuți în orice mod posibil. Varsă peste ei necazul tău și băpaia mâniei tale să-i ajungă. Deci îl acuză pe de iubire. Deci întotdeauna noi atacăm numai pe soarele de iubire. Întotdeauna orice acuzație, condamnare, învinuire, judecată, reproș, ripostă, critică, acuzație, toate sunt adresate soarele de iubire. No, nu ne convine de iubire, nu ne place iubirea. Noi atacăm iubirea prin acuzație, noi atacăm pe Dumnezeu. Asta facem tot timpul. Usteiască să, să lașul lor și în corturile lor să aibă cine să, locu să n-ai băt cine să locuiască, pustiască să. Fiindcă prigonesc pe cel pe care tu l-ai bătut și dureile celor răniți de tine le sporesc. Întotdeauna ceea ce vine de la Dumnezeu este drept și nu există cârtire. N-ai împotriva cui să te revolți. Trebuie doar să te uiți ce din tine a creat situația respectivă. Și singura soluție este să se abandonezi, de lași bătut. Și atunci, fără ego, Situația de viață se schimbă fără apărare și fără riposta. Adaugă fără de legi la fără de legile lor, ca să nu se poată îndrăptăți înaintea ta. Deci cere lui Dumnezeu să distrugă soarele de iubire. Este imposibil, nu va face asta niciodată. Te va distruge pe tine. Deci cu, cu forța cu care noi îl urăm pe Dumnezeu, cu, cu cel puțin acea forță, dacă nu mai mare, Va trebui să vină din, din față ceva care să ne distrugă credința că suntem un eu separat, că asta se întâmplă. Șterg să fie din cartea vieții și la oaltă cu cei drepți să nu fie înscriși. Mai că îi programează pe oameni să se urească între ei. Este o programare neolingvistică, care se face întotdeauna, este diabolizare. Se face prin învinirea lui Dumnezeu din față, a soarelui de iubire și se face prin acuzație, adică prin a pune etichete negative soarele de iubire. Asta face și atât face. Șter să fie din cartea vieții și la oaltă cu ce drepți să nu fie înscriși. Iar eu sunt sărac și plin de suferință, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă ocrotească. Atunci vă leuda numele lui Dumnezeu într-o cântări și îl voi preamări cu mulțumită iar aceasta îi va fi domnului mai plăcut decât un taur tânăr cu coarne și cu copită despicată. Vedea vor săraci și se vor bucura, iar voi celor ce căutați pe Dumnezeu, vie să vă fie inima, căci Domnul ascultă pe dosădiți, la robii săi nu caută cu dispreț. Prea l pe el cerul și pământul, mările și tot ce se mișcă într -însăle. Este bine când zice aici că pe cei care sunt robii lui îi ocrotește. Dar nu este vorba că vine din afară o în momentul în care noi suntem robii tuturor, suntem una cu Dumnezeu și aceea este o ocr noastră, robia. Robia ne identifică cu el și prezența lui este cea care ne apără în toate situații de viață. Deci Domnul este robul este stara de robie. Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu este starea ta de slujitorul tuturor. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda și vor să în ele și le vor stăpâni. Și neamul slujitorilor lui moștenile va și cei ce iubesc numele lui vor locui acolo. 70. Strigătul de ajutor al unui prigonit. Dumnezeule, grăbește-te spre scăparea mea. Doamne, grăbește-te în ajutorul meu. Deci atâta timp cât te vei vedea separat da, și atunci îi absolutiza binele tău, cât îl vei absolutiza, din față va veni cineva ca să distrugă absolutizările, virtuțile, idealurile, principiile, morala și regulile pe care le pui pe vii un plan. Și e bine că se întâmplă asta pentru că îți distruge orgoliu, îți distruge apărarea, îți distruge diavolul din tine. Deci noi o viață întreagă îl slujim numai pe diavol, numai diavolul se plânge, numai diavolul se roagă, numai diavolul se luptă și se apără. Să se rușineze și să se facă de o cară ce ce umblă ca să-mi ia viața. Să dea înapoi și să ajungă de bajocură ce ce poftesc pierderea mea. Păi Dumnezeu care vine sub formă de pierdere, este drept ceea ce face el. Nu poți să-L acuzi pe Dumnezeu că nu face lucrurile bine. Înseamnă că îți trebuie. Atâta timp când vine pierderea din, din față, înseamnă că tu te-ai atașat de ceva. Și este nevoie să vină pierderea. Și să fii rușinat. Sau să fii bajocura tuturor. Deci omul care acceptă bajocura tuturor fără să se supere, este deja în rai. Încă de aici. Deci nu este o rușine. Toate necazurile care vin din față, ego-ul nostru le zice necazuri, dar sufletul nostru le zice mântuire, le zice binecuvântare. În cauza asta, noi în viață, nu este nevoie să reușim în viață, nu este nevoie să ni se împlinească visele, nu este nevoie să primim tot ceea ce dorim, nu este nevoie să câștigăm, Întotdeauna cel mai important lucru este să pierdem, să nu ni nu se împlinească visurile, să nu câștigăm mai nimic. Pentru că întotdeauna când nu câștigăm din lumea aceasta, când nu ni se împlinesc visurile din lumea aceasta, când nu primim ceea ce dorim din lumea aceasta, atunci îl primim pe Dumnezeu. Și numai atunci. Deci, ca să fii fericit în această viață, trebuie să nu vrei fericirea aceste luni tot ce vrei din lumea aceasta nu vei primi și nu te vei putea bucura. Singura soluție este să nu vrei și atunci toate lucrurile de care ai nevoie, Dumnezeu va avea grijă și ți le va da în dar și pentru că ți le va da în dar, numai acela poți să rămână la tine. Și aceea este cea mai mare bucurie și fericire în viață. Noi nu atinge fericirea pentru că nu se poate atinge fericirea cu un eu care vrea ceva. Numai când nu mai vrem nimica, atunci Dumnezeu înaintează și ne dă toată fericirea lumii. Tot ceea ce avem nevoie, dar nu mai mult decât ne trebuie. Mai departe, ci să se bucure și să se veselească ce te, ce te caută pe tine și ne înceta să strige cei ce iubesc mântuirea ta. Mare este Dumnezeu. Aici se așteaptă. Deci la Dumnezeu nu se poate ajunge prin așteptări. Deci tot ce este făcut, tot ce este gândit este diabolizare ca niciodată să nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L atingi. Aici este absolutizată materia, că vai de mine, dacă pierzi materia și fericirea acestei lumi, înseamnă că oamenii din fața noastră sunt dușmanii noștri și ne vor rău. Când de fapt foarte bine că pierdem. Adică se pune o etichetă negativă la ceea ce este salvarea sufletului nostru. Este foarte bine că ni se iau lucruri, pentru că în modul acesta suntem duși în divin. Divinul nu înseamnă lume nu înseamnă fericirea acestei lumi, nu înseamnă bunăstare și binele propriu. Deci pierderea te duce spre divin. Când lucrurile nu merg bine, când nu ți se împlinesc visurile și dorințele, atunci ești în divin. Această stare trebuie să o cauți. Nu fericirea acestei lumi, ci lipsa lor este cea mai mare fericire pe pământ. Pentru că tot ceea ce aparține acestei lumi fiind secundar, doar îți din viață și nu-ți dă nimic în schimb. Și mai multe omoară. Da? Dacă nu vrei această lume, tot ceea ce vine din față vine de la Creatorul Universului și vei ști că ești în acord cu El dacă nu vine cazul și neplăceri. Înseamnă că nu ai ego. În momentul în care nu vrei lumea, atunci ego-ul tău nu crește. Și dacă nu vrei lumea, în spațiul gol vine divinul și îți face viața fericită. Îți dă tot ceea ce ai nevoie, când crede el de cuvință, cât crede el de cuvință, ca să nu te omoare. Da? Și face lucrul ăsta continuu. Și numai ceea ce vine în modul acesta, fără ca tu să te lupți, să ai, să posezi, numai acele lucruri vor rămâne și te vor face fericit, cu adevărat, și fericirea aceea va fi trainică. Dar oamenii privesc aceste lucruri în bătaie de joc, râd de noi, ne desconsideră. Da, îi cred că sunt deștepți. Îi iau ca bază autoritatea bisericii, a preoților, a politicienilor, a avocaților, a profesorilor, a filozofilor, da? Exact cei care de fapt îi duc în pierdere, îi duc în suferință, îi duc în divid și îi, 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 îi stăpânesc. Deci îi, Oamenii iubesc călăul. Da, este extraordinar. Cu de altă parte, a fost foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, pentru că suferințele îi înțeleptesc, da? cu cât absolutizează binele lor și se agață mai mult de această lume exterioară, cu atât suferința lor crește și pierderile la fel. Cu cât prețuiesc mai mult ceva din lumea aceasta, cu atât îl vor pierde mai repede. Dar eu sunt sărac și dosădit, Dumnezeule, zorește-te spre mine, Tu ești ajutorul și zbăvitorul meu, Doamne, nu zăbovi. Nu ai ce salvare să, să realizezi, salvarea este la tine, în momentul în care ești robul tuturor, pierzi goul, când ai dreptate tuturor, le dai întâietate, faci voia lor și nu voia ta, te lași folosit, purtat, condus și folosit de toată lumea, când le dai dreptate și când Ești de acord cu toți, atunci nu mai ai ego. Și fără ego, din față vine numai Dumnezeu, îți umple inima de fericire, aduce miracolul în tine și atunci orice vis este posibil să se împlinească fără tine și fără străduință. Și numai acele lucruri care vin de la Dumnezeu rămân și te pot face fericit și poate să bucure inima ta. 71 Israel se roagă Domnului să nu fie părăsit la bătrânețe. La tine, Doamne, cauți scăparea mea să nu fii rușinat în veac. De ce? Că ai nevoie să fii rușinat și călcat în picioare. Asta este mântuirea. Toate lucrurile pe care omul le evită și nu le vrea, de acele lucruri are nevoie. Ai nevoie să fie călcat de picioare, în picioare, are nevoie să fie înjosit, umilit, scuipat, bătut, da? Are nevoie să fie folosit de toată lumea. Are nevoie de nedreptate. Are nevoie să piardă ca lucrurile să nu fie cum vrea el, pentru că numai acestea sunt har. Acestea sunt prezența lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este exact ceea ce nouă nu ne convine. Toate lucrurile pe care noi le respingem și nu le dorim și ne plângem de ele sunt lucrurile de care avem nevoie, vin de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte și sunt chiar vindecarea noastră. Deci când nu ai ceva, este vindecarea. Când ți se întâmplă o pierdere, este vindecarea. Când cineva pleacă de la tine, este vindecare. Când nu primești ceea ce visești și dorești, este vindecare. Când nu ești iubit, este vindecare. Da? Deci toate lucrurile pe care noi nu le vrem, cu ego și cu diavolul din noi, sunt de fapt distrugerea egoului, distrugerea diavolului și liberarea sufletului nostru este cea mai mare fericire pentru suflet. Când gol, și diavolul pierde și suferă, în cazul neîmpliniri, se vaită și se plânge, sufletul este fericit. Și noi ziceam așa, în glumă, dă banchet, dă petrecere. Într-un dreptatea ta, mântuiește-mă și fă-mă slobot, pleacă spre mine urechea ta și mă izbovește. Fii pentru mine stâncă de scăpare, unde să mă adăpostez de-a tu ai poruncit ca să fiu mântuit, că tu ești stânca mea și cetatea mea cea tare. Dumnezeule, scapă mă din mâna omului nelegiuit și din gheara omului nedrept și sinic. Că tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, temeiul încrederii mele din tinerețile mele. Pe tine m-am bizuit din pântecele mamei mele, din sânul maicii mele. Tu ești izbăvitorul meu și cu tine m-am mândrit de-a ca o sperietoare sunt pentru mulți, dar tu ești cetatea de scăpare cea întărită. Să se umple gura mea de lauda ta toată ziua de slăvirea ta. Trebuie să înțelegem clar. Omul nu-l vrea pe Dumnezeu. Ca să-l vrea pe Dumnezeu, trebuie să vrea să piardă. Trebuie să vrea ca lucrurile să nu-i să nu meargă bine. Trebuie să vrea să nu-i se împlinească visurile. Trebuie să nu vrea fericirea acestei lumi. Să o refuze. Sau să se îndepărteze de ea periodic. Trebuie să vrea, să vrea să nu fie iubit. Trebuie să vrea să nu primească ceea ce visa, ceea ce își dorea. Deci, mereu să refuze toate dorințele lui. Tot ceea ce vrea el îi face rău. Tot ceea ce nu vrea îi face cel mai mare bine posibil și este, de fapt, Dumnezeu. Deci omul nu-l vrea pe Dumnezeu și fuge de el continuu, pentru că vrea lumea, pune lumea pe pi un plan. Acel om care nu va vrea fericirea aceste lumi, plăcerile ei, nimic din lumea aceasta nu va mai pune pe pi un plan, nu o va mai dori cu totul, nu se va mai gândi la ea, nu mai va râvni la ea. Numai acela poate să îl cunoască pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este nu lumea. Nimic din lumea aceasta nu sunt eu. El este Cel ce este. Deci nu zice că El este Cel care are asta, asta și asta. Nu, este El care nu are asta și asta și asta. Acel este Dumnezeu. Din cauza asta oamenii nu-L vor. Pentru că nimeni nu vrea să piardă. Oamenii vor să câștige. Toată lumea vrea comoditate. Cel care nu vrea comoditatea, acela vrea pe Dumnezeu. Toată lumea vrea bunăstare. Cel care nu vrea bunăstare, îl vrea pe Dumnezeu. Toată lumea vrea să fie bine. Cel care nu vrea să fie bine lui, ca persoană, și vrea tot bine pentru celălalt, dar nu pentru el, acela îl vrea pe Dumnezeu. Toată lumea vrea să avoare. Cel care nu vrea să avoare, acela vrea pe Dumnezeu. Toată lumea vrea bunăstare. Cel care nu vrea bunăstare, acela vrea pe Dumnezeu. Toată lumea vrea ceva mai mare, mai mare, mai frumos. Cel care vrea mai mic, mai puțin, mai smerit, mai modest, acela îl vrea pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este în sus, este în jos, nu este mai mare, ci este mai mic, este în direcție opusă, în direcție în care merge toată lumea. Deci când nu vrei fericire la aceste lumi, când preocuparea ta principală, zi de zi de zi, de dimineață până seară, este să alegi greutățile vieții, să nu alegi ușorul, să nu alegi pălăcerea, să o refuzi, mereu să te sacrifici pe tine pentru ceilalți, atunci îl alegi pe Dumnezeu sacrificiul de sine este chiar prezența lui. Ce, ce trebuie să fac tu ființă? Să mă las pe mine tot timpul? Da, tot timpul mi-a zis Dumnezeu cu vocea lui tunătoare, care s-a auzit în o cartieră baltă albă. Deci nu vrei lumea. numai atunci îl vrei pe Dumnezeu. Cel care vrea fericirea la aceste lumi, nu îl vrea pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este în lumea aceasta. El este dincolo de această lume. Da? Ca o spiritoare sunt pentru mulți, dar tu ești cetatea de scăpare cea întărită, să se umple gura mea de lauda ta toată ziua de slăvirea ta. Nu mă lepăda în vremea bătrâneților mele și când puterea mea slăbește, nu mă părăsi, căci vrășmașii mei vorbesc despre mine și cei ce pândesc viața mea se sfătuiesc la uralt. Și spun Dumnezeu la năp năpustit urmați-l și îl prindeți, fiindcă nimeni nu poate să-l mântuiască. Nu te depărta de mine, Dumnezeule, grăbește-te spre ajutorul meu. Facă-se de o cară și piară prigonitorii vieții mele. Acoperiți să fie de rușine și de bajocără ce ce sârguiesc spre nenorocirea mea. Că ce eu purea voi nedăjdui și voi spori iar, și iar toate laudele tale. Deci îi vede pe cei care vin din fața lor, care este chiar soarele de iubire, este chiar Dumnezeu, îl vede de fapt prigonitor. Da? Prigonitorul lui, care s-a năpustit împotriva lui. Urmăriți-l și prindeți-l. Da? Gura mea grește cu damănuntul faptele dreptății tale. Toată ziua mântuirea ta, căci ele sunt fără de număr. Când ajung la faptele tale, cele mari Doamne, Dumnezeu le pomenesc cu slavă, îndeoseb dreptatea ta. Dumnezeule, tu mi-ai dat învățătură din tinerețele mele și sunt carnic cu minunilor tale până acum. Și încă și în vârstă, la vârsta înaintată și la adâncile mele bătrânețe, nu mă părăsi, Dumnezeule, ca să vestesc puterea brațului tău, neamului de față și tuturor celor ce vor să vie faptele tale celuiași. Aici se vede faptul că este, el este împărțit, el trăiește împărțit în bine și rău, adică îl vede pe Dumnezeu ca și adversar și nu vede că dacă ar fi sclavul tuturor, robul tuturor, ar fi una cu el și n-ai avea nevoie să rogi nimic. Deci rugăciunea este fuga de responsabilitate de a te purta ca o ființă aceea a fi una cu Dumnezeu, de a face ceea ce face el este fuga. Preferă omul să se roage decât să facă voia al Dumnezeu, decât să se poarte ca o ființă cerească, decât să fie robul tuturor. Preferă să se roage. Deci rugăciunea este făcută ca să se îndepărteze de Dumnezeu. Îl pune pe Dumnezeu la distanță, vede soarele de iubire ca fiind nepriceput și dușman și luptă cu soarele de iubire. Da, asta se întâmplă. Dreptatea ta, o Dumnezeule, ajunge până în înaltul cerului. Tu care ai făcut lucrurile minunate, Dumnezeule, cine este la fel cu tine? Tu care ne-ai lăsat să îndurăm multe și crâncene strâmbtoriri, strâmbtorări. Fă-ne iar ca să fim vii și din adâncurile zbuciumate ale pământului, ridică-ne deasupra. Da, deci toate lucrurile care vin, vin de la el, nu? Și crâncele strâmbtorări, da? și îndurările vin de la el. Toate sunt minunate, foarte bine spus. Dreptatea ta, o Dumnezeu, le ajunge până în altul cerului, tu care ai făcut lucrurile minunate, Dumnezeu cine este la fel ca tine? Da? Tu care ne lăsat să îndurăm multe, deci El ne lasă să îndurăm multe și crâncene strâmbturări ne-ai adus. Nu fă-ne iar ca să fim vii, ca asta și face, prin strâmbturări, și din adâncurile zbuciumate ale pământului ridică-ne deasupra. Păi dacă vrea el, dacă nu vrea, nu, nu ne ridică. Și dacă merităm. Dacă ne atașăm de materie, ne va desprinde cu forța. mulțește mărirea mea și iarăși mă mângâie. Și eu voi lăuta în cântece de a lăută credincioșia ta, o Dumnezeule meu. Te voi proslăvi în sunetele de harfă, o Sfântul Israel se vor foarte buzele mele când te voi preamări cu cântări din organe și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Și limba mea ziua întreagă va vesti cu laude de dreptatea ta, căci au fost rușinați și au ieșit de o cară ce se străduiau să-mi facă rău. Cine? Soare de iubire îi face lui rău. Da? Dreptatea 72. Dreptatea, pacea și propășirea împărăției mesianice ca să judece poporul tău într-o dreptate și pe săracii tăi după pravila ta, atunci rodii vor munții pace pentru popor și colinele mântuire. Să judece drept și obișnuiții poporului, să ajute pe cei nevoiași și să zdrobească pe apăsător. Să trăiască atât cât soarele și tot atât cât luna în neam de neam. Pogoare-se ca ploaia pe pajiștea cosită, ca bura de ploaie care adapă pământul, înflorească în vremea lui cel drept și pace din belșug până nu va mai fi luna, stăpânească de la mare până la mare și de la ufrat până la marginile pământului, să îngenuncheze înaintei protrivnicii lui și pulbere să lingă vrășmașii lui, regii tarșiș, tarșișului, și ostroavele să-i aducă prin noase regii din Saba și din Seba să-i plătească dașdile, să-i se închine lui toți împărații pământului și toate neamurile să slujească lui căci, el va mântui pe cel obișnuit care strigă după ajutor și pe săracul pe care nu-l ajută nimeni. Deci în loc să se poarte ca un slujitor așa cum se poartă Dumnezeu și așa l-am cunoaște pe el, l-a simțit, am pierdut ego și nimic rău nu ar mai veni, noi întotdeauna acuzăm, prin acuzație ne vom simți o ființă separată și aducem năpasta asupra noastră. Asta se întâmplă. Pentru că prin acuzație ne ridicăm pe noi, îi coborâm pe ceilalți, creștem orgoliul și egoul și atunci creăm dușmanul, îi dăm puterea și victoria asupra noastră. Asta se întâmplă prin această lucrare. Da? Și ar fi suficient ca omul să se comporte ca slujitorul tuturor, n-ar avea ego, nimic nu ar veni spre el n-ar mai exista dușman și atunci ar putea să vadă peste tot pe Dumnezeu. Noi nu putem să îl vedem pentru că întâi trebuie să fim robi tuturor. Și să nu mai adăugăm mai mult bine pentru noi. Pentru că întotdeauna posesiile sunt ego și sunt piedică la înaintare. Deci sunt văl. Posesiile sunt văl. Trebuie să ne păstrăm în atât cât avem nevoie, atunci vălul se ridică și vom vedea pe Dumnezeu peste tot. Noi ascultăm aceste videouri, citim aceste cărți, dar până când nu scădem posesiile și nu suntem slujitorii tuturor, vălul nu se va ridica. Vom avea oarecare înțelegere teoretică, dar nu vom putea să aplicăm. Și de fiecare dată, dominanta aceea a bunăstării de acasă ne va nebuni și la un moment dat ne vom răzvrăti și nu vom înțelege nimic pentru că vălul a rămas acolo și nu a fost dat jos. Da? Deci, până când nu reducem posesiile și nu ne purtăm ca sclavi, sclavii tuturor, slujitorii tuturor, noi nu putem să ridicăm vălul. Și dacă nu se ridică vălul, nu o să-l vezi pe Dumnezeu peste tot și nu o să poți să unești contrariile. Atunci vei lupta și îți vei apăra bunăstarea. Lupta respectivă înseamnă că vei căuta întotdeauna un bine pentru tine și nu vei accepta răul pe care tot Dumnezeu ți-l dă să se milostivească de cel sărban și dosădi și să izbăvească pe cei lipsiți, să mântuiască de obișnuire și de signicie sufletele lor și sângele lor să aibă preț în ochii lui, să trăiască îndelung și să aibă parte de aurul din seba și să se roage pentru el poporul purea și să-l binecuvânteze în toată vremea. Să fie belșug de grâu în țară până pe creștetul munților, pomii roditori să se legene ca și cedrii Libanului și poporul din cetate să spărească mult ca iarba pământului. Chiar mă gândeam acum că dacă uh, noi nu suntem robii tuturor și nu ne restrângem, volul va rămâne. Atâta adică timp cât volul va rămâne, atunci toate măsurile stăpânilor la lume de coerciție sunt necesare. Că rostul lor este să ne desprindă de materie, de ceea ce prețim noi mai mult, și să scadă posesiile, deci, și să ne ducă în starea de robie, să fim sclavii tuturor. Și în starea respectivă, noi putem să ni se ridice volul, deci suntem obligați să ni se ridice volul. Să la lume sunt forțele cerului, au devenit forțele cerului care ne obligă să ne ridicăm volul de pe față. Și să putem să vedem pe Dumnezeu față către față. Pentru că mare rău ne-a făcut această societate de tip capitalist-individualist, prin care am pus binele individual pe primul plan. Cel mai rău posibil. Da, să fie belșug de grâu în țară, până pe creșterea munților, pomii roditori să se legene ca și cei banului și poporul din cetate să spălească mult ca iarba pământului. Deci, nu ar fi fost nevoie de aceste măsuri în lumea celui care este robul tuturor, neavând ego, în universul lui nu există stăpân la lume și nu se, ei nu pot să acționeze prin reguli. Pentru că el neavând ego, exteriorul devine iubire așa cum este el în interior. Deci, în universul tău, trebuie, deci nu este nevoie să te asociezi, să lupți cu stăpânii la lume și așa mai departe. Nu. Trebuie să te schimbi tu pe tine, în universul tău. În universul tău vor dispare stăpânii la lume pentru că tu ești iubire, orice fi. Când ești robul tuturor, atunci scade ego și în afară nu poate să vină nimic coercitiv, constrângător. Și asta este soluția, nu a lume nouă, ci este singura soluție tu în lumea ta, în universul tău, să ai numai iubire, să fie iubire și atunci exteriorul nu poate să fie decât iubire. În universul tău va fi liniște și pace. Nu te interesează universul cealaltă, fiecare cu lecțiile lor. Așa cum mai spuneam noi mai de mult cele 10 porunci se referă numai la tine. Da? Și toată această înțelegere din școala iubirii se referă numai la tine. Nu te poți uita la celălalt ce face, cum face, de ce face, că e drept, că nu e drept, nu se poate. Acolo este Dumnezeu care lucrează după socoteala lui cum vrea el. Dacă el vrea să dea nedreptate, va da nedreptate și este foarte bine ce vine din față. Nu poate fi comentat exterior. Numele lui să trăiască purea, că soarele să dăinuiască numele lui, să se binecuvânteze într el toate semințiile pământului și toate să-l fericească. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul, Dumnezeul Israel, care singur face minuni. Binecuvântat să fie înveci, slăvit numele lui și slava lui să umple tot pământul. Amin. Sfârșitul rugăciunilor lui David, Fiul lui Israel. 73. Mângâieri și fereală de ispită în fața fericirii celor nelegiuiți. Un psalm al lui Asaf. Cu adevărat bun este Dumnezeu către cel drept și către cei cu inima curată. Dar eu era cât pe acei să mă potignesc, puțin a lipsit ca pașii mei să nu alunge, căci râvneam la cei trufași și jinduiam la buna starea celor fără de lege. Că ei nu au parte de dureri, sănătos și hrănit bine este trupul lor. La suferințele hrăzite omului, ei nu sunt de și loviți ca ceilalți oameni, ei nu sunt. Pentru aceea semeția e la ei ca un colan, la gât, și sinicea lor în înveșmântă ca o haină. De grăsime ochii le ies din cap și plăsmâirele cugetului lor întrec orice măsură. Toate le iau în râs, vorbesc tot ce este rău și zilnic și se rostesc de sus. Gura lor și-au proptit-o în cer. Iar limba lor mătură pământul. Ce treabă ai tu cum e celălalt? Fii tu cum trebuie. Și oamenii aceia nu vor face parte din universul tău. Da? Nu avea grijă de celălalt. Are Dumnezeu grijă de el. Pentru că este chiar divinul că ia un rol. Ce treabă ai tu? Îl critici pe Dumnezeu, pe soarele de iubire, că ia rolul acela. De potrivnic. Drept aceea, poporul meu se ia după ei și îmbrăcându-se de apă multă, zice... Cum o să crea, cunoască toate Dumnezeu și cel prea înalt ce știință să aibă? Iată, astfel sunt cei fără de lege. Ei trăiesc veșnic fără griji și își înmulțesc avutul. Ce treabă tu? Atunci zadarnic am păstrat inima mea curată și am spălat mâinile mele în nevinovăție. În fiecare zi sunt lovit și pedepsit sunt în toată dimineața. Dacă aș fi zis, voi vorbi și eu ca ei, m aș și purtat ca un lepădat de lege față de feciuri neamului tău. Dar pe când îmi trudeau, trudeam mintea ca să pricepe acestea, lucrul îmi păru vară strivitoare. Până ce am pătruns în sfintele lui Dumnezeu locașor și am ajuns să înțeleg sfârșitul celor răi. Într-adevăr, tu i-ai așezat pe loc al unei și împingi la prăpăt cum au ajuns paragină într-o clipă. Au pierit, sau au sfârșit cu sfârșit năprasnic. Ca un vis în faptul deșteptării, tot astfel, Doamne, la deșteptarea ta alungavei cu dispreț în lor. Când inima mea se amară și rărunchii mei erau stăpuși de durere, nerod eram atunci și nepriceput eram, ca un dobitoc eram în fața ta. Ci eu sunt neîncetat cu tine, tu mai apucat de mâna mea cea dreaptă, călăuzește-mă cu sfatul tău și la urmă primește-mă cu cinstea. Căci pe cine am eu în ceruri și odată ce sunt cu tine, nu, mă, nu mai doresc nimic pe pământ. Când trupul meu se va risipi și inima mea se va opri, Dumnezeu rămâne în vecii vecelor, stânca inimii mele și partea mea. Căci iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri. Tu dai pierzării pe toți cei ce rup legământul cu tine, iar pentru mine să fiu de Dumnezeu aproape e fericirea mea, iar Domnul Dumnezeu mi-a pus nădejdea mea ca să povestesc toate întormirile sale. Aici spune despre cei care sunt bogați că în momentul în care ei luptă pentru mai mult bine pentru sine se îndepărtează de Dumnezeu și apare după aceea pieira sfârșitul lor brusc. Da? Într-o clipă. Și distrugerea tot ceea ce ei au făcut. Ca un vis în faptul deșteptării tot așa Doamne, la deșteptarea ta, alungavei cu dispreț înfățișarea lor. Da? Și îi zdrobește. 74. Dumnezeu, ca și altă dată, își aduce aminte de poporul său și îl scoate din încercările grele un cuvânt de învățătură a lui Asaf. Pentru ce Dumnezeule ne-a aruncat de istov? Pentru ce mânia ta fumegă împotriva turmei al cărei păstori ești? adu aminte de obștea ta pe care ai dobândit-o în vremuri depărtate și ai răscumpărat-o ca să fie seminția moștenirii tale. adu aminte de muntele Sionului în care ai așezat locașul tău. Oricum, el face ce vrea și nu se poate spune nimic nu îi se poate spune nimic și nu poate fi certat, nu poți să-i ceri socoteală. Oricum, omul din fața ta, care este soale de iubire, nu poți să-i ceri socoteală, dar cu atât mai mult lui Dumnezeu. Îndreaptă pașii tăi pe această paragină de veci, dușmanul a stricat totul în sfântul tău locaș. Păi dacă a stricat dușmanul, înseamnă că a trebuit să-l strice. Și a stricat, de fapt, ce? A distrus ceea ce prețuia egoul, diavolul. Păi bine, i-a făcut. Protrivnicii tăi au răgnit calei înăuntru sfinte tale case și în locul flamurilor tale pusau flamurile lor. i arătau la față ca unii care ridică securile într-un desiș de codru și toate maestritele tale dăltuiri le-au sfârmat cu toporul și cu ciocanul. Dat au templul tău pradă focului și au pângrit ei și au doborât la pământ locașul numelui tău. Pe când în gândul lor ziceau să-i facem rob pe toți. Foc au dat tuturor locașilor lui Dumnezeu care erau în țară. Semnele minunate, așteptate de noi, nu le-am văzut. Niciun proroc nu mai avem, și între noi nimeni nu știe până când va ține aceasta. Până când Dumnezeu le te va culi tiranul, iar dușmanul va defoima necontenit numele tău. Pentru ce tragi înapoi mâna ta și dreapta ta? Scoate mâna ta din sân și nimicește-i. Și ci Dumnezeu este împăratul meu din vrem străvechi care a săvârșit fapte mântuitoare în tot pământul. Tu ai despicat marea cu puterea ta, ai zdrobit capetele balaurilor pe întinsul apelor, tu ai sfârmat capetele le leviatanului și l-ai dat spre mâncare fiarelor pustiului. Deci tu le faci pe toate. Acum recunoști că toate vin de la el. Dacă toate vin de la el, vin și dușmanii tăi de la, de la el, nu? Tu ai făcut să țășnească izvorul și puhoiul, tu ai uscat fluvile cele nesecate. Deci și dușmanul care este corespunzător răutății noastre vine din față ca să ne distrugă răutatea noastră și este tot soarele de iubire care ia acel rol corector. Și bine face, ca să ne salveze viața. Și, de fapt, de ce ne salvează de eu? De credința că suntem un eu separat. Acest lucru trebuie scăzut. Eu ăsta este identificarea cu corpul. În momentul în care nu-ți mai cauți plăcerile, te dezidentifici de eu și te liberezi de închisura cea de toate zilele a egoismului. A ta este ziua, numai a ta este noaptea, tu ai așeza stelele și soarele, tu ai saturnicit toate hotarele pământului, Vara și iarna tu le-ai făcut, adu-ți aminte de aceasta. Păi dacă toate vin de la el, atunci și dușmanii vin de la el, da? Soarele de iubire l-ai făcut dușman. Dar el, de fapt, dușmanul îți distruge orgoliu, îți distruge, îl distruge pe diavolul din tine și salvează viața și îți curăță sufletul. Și ai nevoie să liberează sufletul. Adu-ți aminte de aceasta un vrăjmaș curește pe Domnul și un popor nebun de faimă numele tău. Nu lăsa pradă fiarul viața turturelei tale și nu uita niciodată pe smeriții tăi slujitori. Nici nu are cum. Suficient este să fii robul tuturor și atunci ești una cu Dumnezeu. Este în puterea ta. Îl simți cu toată forța, îi simți măreția, ești una cu el, nu mai ai nevoie de nimic. Nu mai ai ego și niciun rol nu mai poate să vină spre tine. Dispar dușmanii, dispar avocații, preoții, biserica, politicienii, psihologii, medicii. Toți care stau pe ideea că e ceva neregulă în lumea perfectă Lui Dumnezeu. Toți se bazează pe același principiu și reprezintă stăpânirea. Biserica face parte din stăpânire și preoții și mănăstirile. Nu lăsa pradă fiarelor viața tuturor tale. Ia aminte la legământul tău, căci toate colțurile ascunse din țară sunt pline cu vizuinile silnicii. Să nu se întoarcă rușina cel apăsat, cel sărac și cel nenorocit. Să preamărească numele tău, scoală-te, Doamne, și judecă pricina ta, adu aminte de hula zilnică a celui nebun. Nu uita de glasul dușmanilor tăi, de zarvă tot mai mare a potrivnicilor tăi. Nu este potrivnic el la el însuși nu se poate împotrivi. Este doar, există doar potrivni la eu, la diavol, care este soarele de iubire care se împotrivește diavolului în tine și ți-l distruge și bine îți face. Și când pierzi eu, atunci rămâne numai Dumnezeu. Este doar o credință și eu ăsta nu are realitate de la sine. Numai sufletul este real, el vine de dincolo, se întoarce dincolo. Tot ce spune egoul acesta că nu este bine, nu este adevărat, este o minciună. Când spui ceva că ceva nu este în regulă, spui o minciună, pentru că spui cu un eu care nu are realitate de la sine. 75. Apropierea judecătorului și a cupei mâniei sale. Da? Te lăudăm, o Dumnezeule, te lăudăm pe tine și cei ce cheamă numele tău, povestesc minunile tale. Când voi socoti că a sosit vremea, voi judeca după dreptate, pământul și toți cei ce locuiesc în trânsul de s-ar cutremura, eu voi întâlni, întări stâlpii lui. Grezi celor trufași, nu vă trufiți și celor fără de lege nu ridicați capul. Nu ridicați în slav capul vostru și nu vorbiți cu semeție. Noi întotdeauna când învinuim pe cineva că este trufaș, că este fără de lege, da? că este semeț, noi îl învinuim pe soarele de iubire, de aceste lucruri negative și nu se poate pentru că tot ce face soarele de iubire este perfect. Îi punem negativ, o etichetă negativă exact vindecării, pentru că egoul din noi, diavolul din noi, nu le acceptă. Nu acceptă să piardă. Își pierde poziția, moare, se stinge, nu mai este important. Și noi ar trebui să facem invers ca să ne eliberăm de diavol. Este singura noastră problemă eliberarea de diavol, de satana. Lepădarea de satana, e singura noastră problemă. Și asta se obține numai făcând împotrivă. Adică satana caută plăcerile aceste luni, tu să nu le cauți. Caută satisfacțiile ei, tu să nu le vrei. Caută comodități și bunăstare, tu să nu te gândești la ea. Să nu luți pentru ea. Caută savoare, stabilitate și siguranță, tu să fii dezinteresat de ele. Să te îndepărtezi de ele continuu. Deci, Dumnezeu este exact ceea ce nu-ți place ție. Este lipsa bunăstării, este lipsa stabilității, este lipsa siguranței, este lipsa savorii, este lipsa belșugului, lipsa comodităților. Deci, când nu cauți comoditatea, îl cauți pe Dumnezeu. Deci, Dumnezeu este lipsa comodității, este lipsa bunăstării. Când nu-ți cauți binele tău îl vrei pe Dumnezeu, este în direcție total opusă. Nu este bine la aceste lumi, nu este fericirea acestei lumi. Nu sunt plăcerile acestei lumi Dumnezeu, este lipsa lor. Nu ridicați să slăb capul vostru și nu vorbiți cu semeție, căci nici de la răsărit, nici de la pus, nici din pustie și nici din munți nu vă va veni ajutor. Ci Dumnezeu este judecătorul, El smerește pe unul și înalță pe altul. Păi dacă el face lucrul acesta, ce treabă ai tu? De ce, de ce este omul din fața noastră fără de lege, nu trufaș? Da? De ce este, 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 împotriva noastră? De ce este nedrept? Da? El este judecătorul, Dumnezeu este nedrept. El smerește și unul pe unul și în înalță pe altul, cum vrea el. Dacă el face ce vrea, ce treabă ai tu? Nu există decât lipsa de grijă. Este singurul lucru pe care noi putem să-l facem. Lipsa de grijă. Să lăsăm pe Dumnezeu în pace. Să facă viața cum vrea el, să facă lumea cum vrea el, este lumea lui. Deci nimic nu ne aparține nouă, nou. Nici copul nostru nu este al nostru, nici acțiunea noastră, nici gândul nostru, nici răul care ne vine din față. Totul este Dumnezeu peste tot. Deci nu poate fi analizat, nu poate fi acuzat de nimic. Dacă el vrea să vină sub forma unei dreptăți, va veni ca să ne distrugă egoul și rezistența noastră și apărarea și diavolul din noi. Și îl va distruge ca să ne elibereze sufletul. Și va face asta continuu. Și noi suntem supărați că ne distruge diavolul din noi. Nu e o nebunie. Deci o viață întreagă ne plângem. Doamne, ne distrugi, vai, ne distrugi diavolul din noi. Îl distrugi pe satana. Atâta timp când noi luptăm cu exteriorul, apărăm pe diavol. Luptăm cu Dumnezeu și îl apărăm pe diavol. Asta facem noi întotdeauna. Domnul ține în mâna sa o cupă în care spume că vinul des, dres cu mirodenii și el toarnă din ea. Toți nelegiuiții pământului sorb și beau până la drojde. Dar eu îi voi vesti de apurul cânta voi Dumnezeului lui Iacob. Se cera voi toată puterea celor fără de lege, iar puterea celor drepți se va înălța. Nu există fără de lege. Este Dumnezeu care vine cu răspunsătorul interiorului nostru. Aici se sădește ideea că exteriorul vine și ne lovește și că este de vină exteriorul. Și tu, Doamne, ia această casnă de la noi. Nu e adevărat. Neîndreptatea care vine din față vine din tine este atașamentul tău de ceva și trebuie să-ți vină în pierderea ca să poate să despindă, să salveze viața. E total pe dos. Da? 76. Lauda lui Dumnezeu, cel ce biruiește pe toți dușmanii săi. Cunoscut este Dumnezeu în Iuda și mare este numele său în Israel. El și-a așezat cortul în Salem și locașul său în Sion. Acolo el a sfârmat săgețile arcului, scutul și sabia și carele de război, Sela. Înconjurat de slavă și prea măreț, ești tu pe veșnicile, veșnicile culmi. Au fost prădați ce cu inimă vitează și au adormit în somnul lor de moarte. Și câți au fost oameni de luptă, nu și-a mai găsit mâinile. Din pricina certării tale, Dumnezeu al lui Iacob a înmărmuit la oaltă călăreții și cai. Înfricoșate și tu și cine ar putea să stea în fața ta, înfruntând strășnicia mâniei tale. Din cerul vestit ai judecata ta, pământul este cuprins de spaimă și tace. Păi dacă toate tăria vine de la el, cum putem să-l judecăm pe el, nu înțeleg și să zice că este netrebnic și nu face lucrurile cum trebuie. Când Dumnezeu se scoală la judecată ca să izbăvească pe toți umiliții pământului, căci mânia biruitului El Dom, Edom, te va lăsa și rămășița hamatului te va cinsti cu sărbători. Faceți juruințe Domnului Dumnezeului vostru și împliniți-le. Toți cei ce îl înconjoară, aducă-i darul lui celui înfricoșat. Deci Dumnezeu înfricoșătorul. Cel mai frumos. Lui care înfrânge semeția principiilor și face să tremure de groază pe împărații pământului. Deci, omul, când se absolutizează, absolutizează virtuți, devine semeț și vine Dumnezeu automat. Uite aici, zice care este principiul și distruge semeția noastră. Absolutizările noastre. Și bine ne face. 77. Mângâieri în restriștele din aducerea minte, a minunilor de altădată ale lui Dumnezeu. Ridic lasul meu către Dumnezeu ca să stric, vocea mea alți către Dumnezeu ca să mă audă. În ziua strântorării, eu o cau pe domnul, chiar și noaptea, mâna mea rămâne întinsă către el, și sufletul meu nu vrea să se mângâie. Mă gândesc la Dumnezeu și suspin, mă frământ cu mintea și Duhul meu își pierde cumpătul. Tu ții deschise plapele mele, sunt zbuciumat și nu pot să gresc. Cuget la zile de altă dată, la anii care au trecut. Îmi aduc aminte noaptea de cântările mele într-o slava Domnului. Mă chipzuiesc cu mine însum și Duhul meu se adâncește în gândul. Oare Domnul mă va lepăda pe veci și, și bună vrerea lui cu mine va înceta, sfârșitul sa cu totul mila lui și făgăduința lui a căzut pentru toate veacurile viitoare, uitată oare Dumnezeu să fie milostiv sau închina sa într-o mânie în durările sale, atunci am zis, durerea mea este că dreapta celui prea înalt nu mai este aceeași. Pomeni voi de faptele Domnului și voi rechema minunatele tale săvârșiri de altă dată. Ispiti voi cu mintea toate lucrurile tale și la toate uriașele tale zămișliri voi cuceta. O, Dumnezeule, prea mărață este calea ta, care Dumnezeu este mare ca Dumnezeu nostru. Tu ești Dumnezeu care faci minuni și arăți popoarelor puterea ta. Cu brațul tău mântuit ai pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif văzutu te -au apele, Dumnezeule, văzutu te -au apele, și s-au cutremurat, și adâncurile lor s-au clătinat. Văzutu-s-au vărsat văr au norii pufoaie de apă, Sulăpozit au norii tunete, iar săgețile tale cutrăirau văzuhu. bubuitul tunetului tău răsunata în vijelie. Fulgerile au luminat rotundul lumii, iar pământul s-a scuturat și s-a cutremurat. Drumul tău e peste mare și cărarea ta e prin ape mari, dar urmele tale nu se cunosc. Tu ai purtat pe poporul tău ca pe o turmă de oi prin mâna lui Moisi și al lui Aaron. Deci toate le face el. Toate lucrurile acestea mărețe, minunate, toate sunt ale lui. Mișcările puhoailor de apă, nu? Cu tremurul adâncurilor care se clatină, da? nouri, tunetele, săgețile fulgelor care cu trăiere văzduhul, bubuitul tunetului, în vijelie, fulgerele care luminează rotundul lumii, pământul care se scutură și se cutremură, toate sunt ale lui. Dacă toate acestea sunt ale lui, atunci nu are este și ceea ce vine din fața noastră, și răul, și binele, și năpasta, și trădarea, și minciuna, și păcatul, și păcătosul, și nedreptatea, și dușmanul și adversarul, tot sunt el. Și numai el. Și înțelege faptul că el este peste tot ar fi de ajuns să ne liniștim, să găsim pacea. Nu are niciun rost să ne zbatem, să ne luptăm, nu avem cu cine să ne luptăm. Totul este drept în fiecare clipă, totul este perfect. Dacă el. Oh, Face acele 100 de operații pe secundă pentru o singură celulă? Nu? Cum să nu facă lucrurile perfecte? Cum putem noi să gândim că este ceva rău în lumea perfectă Lui Dumnezeu? Dacă totul este perfect în organismul nostru, sunt 100 de miliarde de celule care sunt ținute la oaltă de o forță supranaturală, care este el. Da. Și toată nebunia asta din lume, și suferința, și bătălia asta, noi între noi și puterea pe care o stăpâne asupra noastră vine din faptul că ne șindează tot timpul, ne divizează ca să ne conducă. Și biserica, preoții, mănăstirile, călugării, duhovnicii, toți fac parte din stăpânire, din stăpânirea care ne desparte unul de altul și ne face să ne luptăm de dimineața până seara și să ne urâm deci tot ce este aici în psalm este numai ură. Mai sunt locuri puține, cum a fost mai sus câteva versete, unde se recunoaște puterea absolută a Dumnezeu care mișcă totul. Tot tunetul este al lui, fulgerul este al lui, pufoaie de apă sunt ale lui, tot ceea ce există este el. Atunci este și neplăcerea, și necazul care ne vine în față, și răul, și nedreptatea este tot El. Și nu avem cu cine să luptăm. Și nu există decât acceptarea. Acceptarea. Și atât. În momentul în care pierdem eul, dispare dușmanul. Dispare adversarul, dispare lupta, dispare boala, dispare avocatul, dispare preotul, dispare biserica. Tot se bazează pe ideea că suntem diferiți. În momentul în care îl vezi pe Dumnezeu peste tot, pierzi împărțirea, în bine și rău, drept netrept, păcat, nepăcat, pierzi lucrul acesta și te vezi o ființă comună și rămâne numai robul tuturor, să dai întâietatea la toată lumea, să nu știi ce să faci ca celălalt să fie mai bine pentru că ai conștiința faptului că ești o ființă divină care nu știe altceva decât să iubească care nu caută niciodată binele său, adevărul său, dreptatea sa, iartă totul și acceptă totul fără condiție. Nu așteaptă nimic de la nimeni, nu știe decât să susțină viața, să o întărească și să o susțină. 78. Bunătățile revărsate de Dumnezeu asupra lui Israel de la ieșirea din Egipt și până la saturnicirea în pământul Făgăduinței. Deschide voi gura mea în pilde, grăi voi tainele zilelor de temult, ceea ce am auzit și țin în minte, ceea ce părinții noștri ne-au povestit. Nu vom tăinui față de feciorii lor, ci vom spune neamului ce va să fie, slava Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut. El a statornicit o mărturie în Iacob și a pus o pravilă în Israel pruncind părinților noștri să o dea spre învățătură fiilor lor. Astfel că neamul urmașilor să o cunoască, iar copiii care se vor naște și se vor ridica să povestească la rândul lor odraselor lor, ca să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să nu uită faptele lui cele mari și să păzească poruncile sale. Și să nu fie ca părinții lor neam cerbicos și răzvrătit, ne am cu inimă nestatornică, al cărui duh era necredincios lui Dumnezeu. Da? Voi, popor cerbăr și încăpățânat, cerbicos și răzvătit, neam cu inimă nestatornică, al cărui duh era necredincios lui Dumnezeu. Da? Feciorii lui Efraim, purtător de arcuri, întoarsă răspatele în ziua de război. Că ce înseamnă să fii credincios? să fii sluga tuturor. Numai cel care este sluga tuturor poate să fie credincios. Pentru că nu are ego. Și atunci este purtător de Dumnezeu. Numai acela este, curtă, este credincios ca este purtător de Dumnezeu. Ei nu păzire legământul cu Dumnezeu și nu voiră să umble în legea lui, ci ei uitară săvârșirile lui și minunile pe care le văzuseră. Sub ochii părinților lor, Domnul a făcut minuni în țara Egiptului, în câmpia țoanului. El a despărțit marea în două și a lăsat să treacă și a ridicat apele ca un zid. Ei i-a purtat ziua în umbra norului, iar toată noaptea la lumina stâpului de foc. El a desplicat stâncile în pustie și i-a adăpat din belșug cu apele izvorâte din adânc. Din stâncă a făcut să țâșnească râuri și apa a curs în șuvoaie. Deci el peste tot. Deci normal este, el este și dușmanul nostru. Nu poți să lupți cu soarele de iubire și să-l faci dușman. Dar ei păcătuire mai departe față de el și se răzvrătire în pustie împotriva în celui prea înalt. Așa cum toți psalmii ăștia reprezintă o răzvrătire. Apoi ei ispitire pe Dumnezeu în inimile lor, cerându-i o hrană după vofta sufletului lor. Și cârtire împotriva lui Dumnezeu zicând, ar putea oare Dumnezeu să întindă o masă în pustie? Iată, el a izbit stânca și a izbunit ape și s-au povârnit șuvaie. N-ar putea el oare să dea pâine, pa chiar și carne poporului său? Atunci, auzind Domnul, s-a mâniat foarte și focul s-a aprins împotriva lui Iacob și văpaia mâniei sale s-a revărsat peste Israel. Căci n-au crezut în Dumnezeu, și n-au pus temei în ajutorul lui. El porunci norilor de sus și deschise porțile cerului. Și peste ei lăsă să plouă mâna spre mâncare și astfel le după pâine cerească. Toți mâncare hrană îngerească, merinde de drum, ele trimise ca să-i sature. El stârni în cerul vântul de la răsărit și cu puterea sa dezlănțui vântul de la mează zi. Deci el mișcă totul ce mărăți aici și frumusețe și lasă să plouă peste ei carne ca pulbera și păsări naripate ca nisipul mării. Și le-a lăsat să cază în mijlocul taberii de jur împrejurul locuințelor lor și au mâncat și s-au săturat cu presosință și așa dorința lor fu împlinită. Dar nu-și potoli bine pofta căci mâncarea era încă în gura lor. Când mânia lui Dumnezeu se porni împotriva lor și omorâ pe cei mai trupești dintre ei, și dobori la pământ pe tinerii din Israel. Deci momentul în care omul pune accentul pe materie și face totul pentru ea, atunci atrage mânia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, ei stăruire în păcatele lor și nu crezură în minunile Domnului. Atunci le risipi ca o suflare zilele lor și puse capăt anilor lor printr-o moarte groasnică. Asta este soarta celor care pun materia pe pe un plan în care să mănânce. Iar când ucidea dintre ei, ei începeau să-L caute și iarăși să umble după Dumnezeu. Și și aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și Dumnezeu cel prea înalt mântuitorul lor. Deci omul nu mai era suferință în situație extremă și amintește de Dumnezeu. Când pierde, pierde tot ceea ce el prețuiește însă ei îl înșelau cu gura lor și îl mințeau cu limba lor. De vreme ce inima lor pentru el n-a vasat și ei nu erau credincioși legământului făcut cu el. Dar el este milostiv, el iartă păcatele și nu nimicește. De multe ori el pune stabilă mâniei sale și nu lasă slobodă toată iuțimea sa. El își aduce aminte că ei nu sunt decât trup, duh care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit împotriva i în pustie și l-au întărâtat în deșartele locuri și era și spitire pe Dumnezeu și jignire pe Sfântul lui Israel. Nu și-a dus rădeloc deloc aminte de mâna lui de ziua în care i-a fost mântuit de vrășmaș. Atunci când făcea în Egipt minuni și fapte înfricoșate în câmpia țoanului, el a schimbat în sânge fluvile lor și puraile lor ca să nu mai poată bea din ele. El l-a trimis stăuni ca să-i mănânce și boaște ca să-i propădească. El a dat hoaldele holdele lor, pradă cărbușilor și a agonizita muncilor de custelă. El a bătut viile lor cu piatră și sicomorii lor cu măzăriche. El a pus în bătaia grindinei vitele lor și înaintea fulgerului turmele lor. Deci toate necazurile care vin din față, inclusiv acesta cu noua lume nouă și uh, guvernul acesta mondial, vin tot de la el. El a dezlănțuit împotriva lor arșița sale, necazul, iuțima și strâmbtorarea, o oaste întreagă de îngeri nimicitori. Da? Așa cum este inteligența artificială, ID-ul digital, roboții, orașele de 15 minute, toate acestea, toate împunsăturile, toate aceste reguli care vin spre noi, vin de la El ca să ne desprindă de materie. Și o va face cu siguranță, pentru că noi suntem atașați și nu putem să dăm drumul la materie. Am putea să oprim tăvălugul dacă ne-am restrânge, dar nu suntem capabili de asta. El a lăsat cale mâniei sale, nu i-a cruțat de moarte și viața lor a hrăzit o ciume. El a ucis pe cei întâi născuți din Egipt, pârga bărbăției din corturile lui Ham. El a scos poporul său din Egipt ca pe oi și l-a purtat în pustie ca pe o turmă și l-a îndrumat în bună pază, fără ca ei să se teamă de ceva. Iar pe vrășmașii lor i-au acoperit apele mării și i-a adus în hotarul sfântului său ținut până la muntele agonisit de dreapta sa. El a gonit de dinaintea lor alte neamuri și moștenirea celora l-a împărțit-o cu funia și în cortile lor el a slășuit semințiile lui Israel. Și dacă totul vine de la el, atunci de ce se mai plângem? Ci ei îl inspitiră din nou și se răzvrătiră împotriva Dumnezeului celui prea înalt și nu păziră râduirea lui. Căci dacă vine necazul din față, este pentru că ceva este în noi care trebuie să fie scăzut. Da? Și nu este de vină uh, vrășmașul sau dușmanul nostru, că este soarele de iubire acolo, care vine să ne distrugă egoul pe diavol. Și bine ne face, ne salvează viața. Și noi plângem și cerem lui Dumnezeu să îl salveze pe diavol. Nu este o nebunie. Înseamnă că noi ne închinăm numai la diavol, dacă luptăm și îl apărăm numai pe el. Ei se depărtare și rupseră legământul ca și părinților lor și se întoarseră ca un arc ce alunecă în mână. Ei îl atâțară cu închinăciunea lor pe culmi înalte și cu idolii lor prins răzulia lui. Atunci Dumnezeu prinse de veste și se mânie foarte și se scârbi de Israel. El năpusti locașul său din Shiloh, cortul în care se sălășuisele printre oameni. El lăsă robită puterea sa și slava sa să cază în mâinile vrăjmașilor. El lăsă sub sabie poporul său și se îndrăgi împotriva în moștenirii sale. Deci lăsă sub sabie poporul său să fie călcat în picioare, așa cum ne lasă pe noi să fim, să fim călcați în picioare de dușmani, da? de rău, și se îndrăgi împotriva în moștenirii sale. Deci toate lucrurile pe care noi le-am pus pe primul plan, el se împotrivește nouă. Pe flăcăii lui îi mistui focul, iar fecioarele lui nu fără dezmirdate cu cântări de nuntă. Preoții lui căzură în ascuțișul sabiei și vădurile lor nu i jeliră. Deci numai nedreptate a adus. Atunci Domnul se deșteaptă ca unul care dormise ca un viteaz birui de vin și lovi în spate pe potrivnicii săi și făcut de rușine în veac de veac. El pădă cortul lui Iosif și seminția lui Efraim nu ales, ci ales în neamul Iuda, muntele Sionului care este drag, unde clădi, la fel cu în altele palate, templul său, veșnic ca și pământul întemeiat pe veci, și ales -a pe David sluga sa, pe care l-a luat de la turmele oilor. De lângă oile fătate l-a adus ca să păstorească peste Iacob, poporul său, și peste Israel, moștenirea sa. Și el i-a păstorit cu o inimă fără de prihană și a cârmuit cu mâini prea înțelepte.